pe loc, pe loc, pe loc, țără, țară, busul eu. Hai pe loc și la mai mari, băi, băieți și fete, băi, ce mai faceți, băi, oameni buni, băi. Băi, fraților, nu știu voi, dar eu de câte ori mă duc în piață, când văd piața aceea plină, plină, ochi de legume, cu toate legumele și dovlegei, și ardei, și vinete, și roșii, și de toate cele. Băi, mie mi s-au făcut așa dintr-o dată poftă de o lecuțică de borș. De acela de legume, așa cum îl făcea oleacă mamaia. Așa că astăzi ne ocupăm de o lecuțică de borș de legume. Drept urmare, în continuare, una bucată oală. Pe una bucată agregat, bineînțeles, hop, dă foc, frumos. Avem aici o lecuțică de ulei. Rai, ra, 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 rai, rai, ra, 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 rai, rai, ra, 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 rai, 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 rai. După care, cu știuluc, cu o ceapă, în fix uleiul ăsta aici, cu știuluc. Și că limoleacă ceapa asta, măi, uite așa. Lai, la, 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 lai, loi, lo, 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 loi, loi, lo, 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 lo. Călim ceapa până când devine translucidă. Ei, sai, știa bunica de translucidă. O călea oleacă până schimba oleacă mamă culoarea. Vedea și ghinea tăia ceapa asta, doamne. Dintre toate legumele mele pe care am să le pun în borșul meu, fasolea asta galbenă să fierbe cel mai greu, am să o ajut oleacă și am să o călesc oleacă cu ceapa, știi? Și călesc oleacă și fasolea. Practic ce fac? Înmoi oleacă fasolea asta. O înmoi, știi? Că pe urmă o să mai pun și ardei și morcov și dovlegel și roșii și de toate, dar fasolea asta fierbe cel mai greu dintre toate. Ajut oleacă fasolea asta și cu niște sare, știi? Că dacă pui sare, scoți apa oleacă din ea. Uite așa, focul nu trebuie să fie mare, nu. Mediu, mediu, mediu spre mic. Când s-o muiesc fasolea și s-o schimba și culoarea din galbenă, s-o făcut și mai galbenă, înțelegi? Cu știuluc, cu morcov tăiet, cu știuluc, cu ardei, gras sau capia tăiet, cu știuluc, cu dovlegel, tăiat cu buleții și un știuluc cu vreo 2-3 cartofi. De ce e mai mitei așa? 2 mai mari sau 3 mai mitei. Și călim noi oleacă toate legumele astea, punem oleacă de sare peste ele. După ce am mai călit oleacă legumele, nu mult, vreo 3-4 minute, eu am să pun cu știuluc vreo linguriță de boia dulce. Știu, probabil că bunica nu punea boia dulce, dar îi dau aromă deosebită. Și am să amestec oleacă și am să pun și vreo 2 roșii tăiete mărunt așa, sau date prin răzătoare, cum vrei tu. Deci ele coapte, 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 știi? Uite așa, și am să amestec oleacă și roșiile astea. Eu am să pun aici și o mână de pătrunjel. Știu că foarte multă lume pune pătrunjelul la sfârșit. Ceea ce nu este greșit. Am să pun și la sfârșit, dar mie îmi place pătrunjelul sau cozi de pătrunjel, v-am mai spus eu, și în mâncare. Înțelegi? Fiindcă pătrunjelul meu era destul de tânăr și n-am avut cozi de pătrunjel, am pus pătrunjelul întreg. Bine, întreg. Tocăna doi. Și cu știuluc cu niște apă. Apă pui cam 3 sferturi de oală. Știu, o să facem în continuare cu știuluc, am să-i pun un căpăcel și după ce începe să clocotească, ați dat focul la mai mititel și lați fierbă așa vreo, zic eu, vreo jumătate de oră, 30-35 minute așa, ca să la foc mititel, ca să sunt bine gusturile, bine, știi? Nu grăbim. Ne vedem oleacă mai încolo, că se termină borșul nostru. O iotă așa, măi, dragilor, după aproximativ jumătate de oră, cu știuluc, luăm capacul și cu știuluc, noi borșul nostru o să-l acrim cu lecuțică de lapte acru, înțelegi? Lapte acru și bătut, se numește atribut, așa. Cu știuluc cu niște lapte acolo. Da, asta floarea, de cealaltă, da. Așa, așa, încet. Așa, așa, amestecăm, frumos, frumos, mă mulțean. Așa, te-a. Oi, 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 oi. Ia, uite așa. Așa, tăticule, așa. Uite așa, mai punem o leacă de zamă aici, să spălăm gastronul. Păi, dar nu păcat de lapte de cealaltă acolo, așa, pici. Uite așa. Lăsăm o leacă să clocotească vreo 2 minuțele și laptele astea, înțelegi? Lo-lo-lo-lo, da mi-a zis mama să mă însuie. A lăsat o leacă să fiarbă laptele vreo 2 minuțele. Eu am aici două ouă întregi, înțelegi? Am spus o leacă de sare peste ele, uite aici, așa? Și le iau la bătut. Le bat așa bine, știi? Mai întoarce, Doamne, roata, să mai văd odată soarta, să-mi văd anii tinereții ăfta. După ce am bătut bine ouăle, începem să punem ouăle astea în borș, dar tot așa, nu huștiu cu toate odată, nu, încet. Uite așa. Face niște zdrențe de ouă, dregi în borș, așa, zdrențe de ouă, cum zicea mamaia, zdrențe. Ia uite așa, mamă, uite așa, oi. Îmi plouă în gură, de-aia aștept să mănânc. Văleu. Ia. Și bineînțeles că huștiuluc și cu o mână de pătrunjel și neapărat leuștean, păi borș fără leuștean, n-ai cum, frate. Ha, huștiuluc aici, am învârtit așa o dată de 2 ori și am strâns focul. Gata, borșul, ne punem pe mâncat, gata. Borșul de legume. Acrit cu lapte acru și dres cu ou. Și normal că avem o lecuțică de ceapă, păi, fără ceapă, punem o leacă de sare mare de aici, lângă ceapă, știi? Avem și un bucat de pâine. Da, avem.
Deci o ieșit? Vai, mamă! Na. Vai de mine! Băi, șuete! Curăță intestinul, băi, omule! Medicament! Băi, știi ce aia? Medicament? Medicament! Da, da, da! Medicament și pentru suflet! Îți aduce aminte de copilărie, de borsurile cele făcute de bunica, vai de capul meu! Doamne, cât e de bun! Hai noroc și la mai mare, băi, șuete! Să ne auzim sănătoși, tura viitoare!